Trecutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Se spune că ziua bună se cunoaște de dimineață. Cu adevărat, însă contează și aportul persoanelor care ne înconjoară, inclusiv și gândurile alese prognozate pentru această zi. Totodată, este de evidențiat și surplusul de informații care ne este oferit zilnic. O știre bună îți croiește și o zi frumoasă. Iar cele mai triste își spun cuvântul. Totuși, alegerea finală ne aparține. Fiecare duminică este mult mai aleasă cu voi, dragii noștri ascultători. Noi suntem Domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Păstrați frecvența, e singurul efort pe care trebuie să-l depuneți. Bună ziua! Amenințările la adresa securității țării noastre în atenția experților NATO. În contextul implementării inițiativei de consolidare a capacităților de apărare a Republicii Moldova, în vara anului curent, un grup de experți în țara noastră au analizat în cadrul unor ședințe de lucru progresele înregistrate în ajustarea cadrului strategic legislativ și a strategiei securității naționale. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Apărării Aurel Fondos, discuțiile s-au axat și pe revizuirea și definitivarea riscurilor și amenințărilor cu caracter militar la adresa securității Republicii Moldova. De asemenea, specialiștii acestei organizații vor veni cu recomandări pentru conducerea Ministerului Apărării privind reformarea și modernizarea Armatei Naționale. Cele mai complexe exerciții și misiuni, cele mai spectaculoase demonstrații de luptă corp la corp, salturi cu parașuta. Acestea însă și alte acțiuni sunt prezentate de fiecare dată publicului cu mult șarm și profesionalism de către militarii din batalionul cu destinație specială Fulger. Sunt cei mai buni dintre cei mai buni, care întotdeauna găsesc soluții ingenioase în cele mai critice condiții, fiind instruiți în cadrul cursurilor de supraviețuire. Cei mai tari și-au dat întâlnire pe platoul taberei militare 142 din capitală pentru a marca ziua unității de elită. 23 de ani de performanță și activitate. Sărbătoarea a adunat reprezentanți din conducerea ministerului, foști militari ai batalionului, rude, prieteni și, desigur, viitori descendenți. Pe platoul taberei au răsunat aplauze în repetate rânduri. Echipa de asalt capturează forțele adverse, după care veriți pretensionează obiectivul. Este cel mai puternic. Cel mai puternic, da? Da! Ministrul Apărării Anatol Șalaru a felicitat întregul efectiv al unității cu ocazia evenimentului, specificând că toți militarii își execută misiunile cu demnitate, dedicație și maturitate profesională. Ministrul a apreciat prestația militarilor care acționează în permanență cu viteza unui fulger. Au arătat ceea ce pot, o mică parte din ceea ce pot, vă asigur că pot mult mai multe și sunt capabili să facă mult mai multe lucruri. Sunt cei mai buni din trupele speciale care sunt în Moldova. Au o pregătire foarte bună, foarte mulți din ei au fost pregătiți în America, au fost pregătiți în alte țări și acum trec un curs de instruire pentru lunetiști cu specialiști americani aici la noi în Moldova. Ați văzut, din trupele speciale americane sunt aici și instruiesc pe ei noștri. Sunt capabili să facă față oricăror provocări și, cu părere de rău, cândva acest batalion a fost mult mai mare, a avut un efectiv de peste 500 de oameni, acum s-a redus până la 200 și sarcina noastră este să îl readucem la capacitatea și la numărul de militari necesar să corespundă unui batalion cu destinație specială la standardele NATO. Pe parcursul a 23 de ani, militarii prin contract ai batalionului au executat peste 20.000 de salturi cu diverse sisteme de parașutare, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și la diverse aplicații internaționale. Fiecare militar și-a îndeplinit visul venind în unitate, iar motivația alegerii ne-au mărturisit-o chiar ei. În primul rând, cred că e plăcerea de a se parașuta, adică parașuterele. A doua, cred că este una care tot mi-a plăcut de mic, tragerile din tot tipul de armament.
Sunt făcut nemajor dar în Natalia, în serviciul militar în batalionul de destinație specială. Eu am venit acum 5 ani în urmă. Motivația pe care eu am avut-o venind în această unitate a fost salturile cu parașuta, demonstrarea efectivă care face parte din această unitate a profesionalismului și bărbației și ce femeie nu se simte bine între bărbați. Este un colectiv demn care demonstrează fiecare dată o bună organizare, respect și grijă față de femei și am deja de câțiva ani când am și eu câteva salturi cu parașuta. Am trăit o senzație extraordinară. Am participat la diferite exerciții în cadrul batalionului petrecut pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele ei. 23 de ani de la aniversare, aceasta înseamnă două decenii de activitate, două decenii de misiuni îndeplinite, participări grandioase și mari în diferite acțiuni și în diferite misiuni, atât peste hotarele țele cât și în interior, participări la diferite misiuni organizate cu diferite structuri de forță naționale cât și internaționale. 23 de ani înseamnă profesionalism, experiență și un succes pe care noi îl obținem zi de zi. Vreau să le doresc multă sănătate, cu această ocazie răbdare, putere și forță. Sunt legionari. Armata e armată pentru toți, dar batalionul e o familie mică din cadrul armatei, care suntem puțin mai pregătiți. Facem misiuni mult mai grele ca astea și eu întotdeauna am vrut să fac ceva mai deosebit față de altcineva. Și de asta am ales batalionul de destinație specială. Soție, ce spune despre alegerea soțului? E o alegere bună. Mă bucur foarte mult că am așa soț și avem un viitor militar micuț. Suntem pentru Fulger, pentru batalion cu destinație specială și cu această ocazie le urăm multă, multă sănătate înainte pentru țară să fie întotdeauna. Vizitatorii pe tot parcursul ceremoniei au stat cu ochii pe fulgeriștii Armatei Naționale, iar cei mai copleșiți de prezentarea omagiaților au fost, desigur, copiii. Sunt foarte tare, mi-a plăcut, e ceva neobișnuit, adică nu vrează asta în fiecare zi, nu te invită pe tine să vezi așa ceva și a depus foarte mult efort. Mi-a plăcut, e pur și simplu super. Rămâi cu gura căscată. Eu mă numesc Marc, eu am venit să văd militarii. Mi-a părut interesant tot ce am văzut. Voi vrea să fiu militar, pentru că misiunea de militar este foarte interesantă. Printre cei care asistă anual la sărbătoare sunt foștii militari care au activat în primii ani de la crearea unității. Cu dor și gânduri alese ne-au povestit amintirile de odinioară. Am activat în batalionul de destinație specială Fulger în 99. Acum am 4 copii și dintre 22 sunt băieți. Și cred că să particip și la timpul lor. Le doresc mult sănătate, răbdare, în primul rând, rugăciune spre Domnul, pentru că fără rugăciunea Domnului nu se primește nimic. Pentru că statul nostru are nevoie de băieți buni, pregătiți. Țara e mică, dar în orice caz să fim pregătiți întotdeauna la datorie să fim. Din 93 până în 2003 am activat în cadrul batalionului. Tot a fost bine. Ce mai interesant să ne atunci a fost. Atunci era poate fizic mai puternic, astăzi mai dotați față la comparație. Prietenie și devotament față de prieteni și față de coleg de serviciu. De ce să numește batalionul de destinație specială. Batalionul cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale, unitate decorată cu Ordinul Credință Patriei clasa 1, a fost fondat la 1 noiembrie 1992. Practica bate gramatica. Aliniați pe echipe și gata pregătiți pentru a face cunoștință cu lecția practică de instrucțiuni, tragerile. Așa i-am găsit pe studenții Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun pe poligonul Bulboaca. Ședințele practice s-au desfășurat atât pentru studenții anului 3, cât și pentru novicii Academiei. Ieșirile în poligon sunt cele mai așteptate de către viitorii ofițeri, în special de către studenții anului 1 care participă în premiere la asemenea instruire. Impresionați, curioși și dornici de a-și face loc printre primii, tinerii și-au manifestat cum au putut mai bine cunoștințele teoretice deprinse la ore. Aceștia au fost instruiți și supravegheați de către lectorii superiori, care corectau cu maximă atenție orice stângăcie a tinerilor. Cum s-au descurcat aceștia, emoțiile trăite și impresiile proaspete le desprindem din materialul ce urmează. Înțeles, am spus. Înțeles.
După ce au studiat teoria privind construcția armamentului și regulile de executare a tragerilor, studenții acumulează experiența practică timp de 2 săptămâni la centrul de instruire de la Bulboaca. Locotenent colonel în rezervă Oleg Rușciuc, lector catedră sisteme de armament, conducătorul tragerilor, ne-a relatat care este situația celor care au pășit recent pragul instituției, fiind la o primă încercare. Straniu va fi dacă pe un militar să întrebe la o parte de carieră de a lui, la când va deveni un ofițer, ați avut traj din armament cu tare și el o să răspundă că nu. E clar că nu va fi nici bine pentru un militar, nici bine pentru cariera lui militar. Și noi ne-am struit pentru anul întâi de studii, mai ales pe cele transmisiuni, să organizăm tragere din mai multe tipuri de armă care e să întâlnească în cariera lor militară. Pot să vă spun clar că dacă este prima dată și prima tragere practică a studenților, e problematic pentru dânsi că totuși 2 ore țin armă în mână. Prima dată a fost la când au dat trage, la încadrare, spunem așa, sistemul militar și sunt multe lacune, dar ne storim și noi pentru a suntem aici lectori să arătăm care greșelile lor și parcursul îl înlăturăm. Curajoase și deja cu un spirit militar bine închegat, fetele îndrăzneau a fi mai mereu primele. Senzațiile unei bubuituri sunt puternice, însă pentru ele sunt pline de emoții. Capitan Nicolae Ojog, șeful taberei militare a Academiei Militare, ne vorbește despre prestația contingentului feminin. Practic, fetele, vreau să spun că sunt foarte băiețoase. Avem chiar fete care doresc nemiluciți să execut tragere primele, adică se implică practic la toate ședințele practice, din armamentul de infanterie, plus și la cel din pistolul TT. Cine poate să ne spună despre cele trăite în timpul când ții o armă în mână, iar glontele țintește inamicul improvizat, dacă nu studenții care deja au reușit să simtă mirosul prafului de pușcă. La sigur, această experiență a fost una plină de emoții. Sunt Sărbu Cristina. Sunt Sărbu Corina. Probabil nici nu am simțit emoțiile din cauza reculului, dar a fost ceva nou, ceva interesant. Pentru tine? Pentru mine, în gesemenea, a fost ceva interesant, ceva care într-adevăr este special și te copleșește. Ce reprezintă pentru voi, în general, tragerile în calitate de viitor militar? Eu cred că tragerile sunt o treaptă necesară pentru fiecare militar, prin care oricum mai devreme sau mai târziu toți trec și eu nu cred că este ceva ce trebuie de ferit sau de temut. Este ceva firesc ce ne reprezintă ca militari. O fată poate face față la fel ca un băiat. Bineînțeles, la fel și tragerilor și tuturor altor exerciții specifice poligonului. Tuturor altor misiuni militare. Adică o femeie cu adevărat poate fi un militar veridic. Sunt student la Avric Vasile. Emoții super, un fel de adrenalină se evaporă pe tot suprafața corpului. Care armă ți s-a părut mai ușor manevrabilă? AKM. Orice este o armă care orice soldat este nevoit pentru să execute un exercițiu oarecare. Este un eveniment foarte mare, deoarece parcursul anilor eu voi deveni un comandant și pentru ca să le ofer și subalternilor mei toate exercițiile ce am învățat în timpul acesta și să le predau următorilor descendenți. Totodată, în poligon au ieșit și studenții anului 3. Potrivit locotenent colonelului în rezervă Octavian Dacin, conducătorul tragerilor, acești studenți pentru prima dată au efectuat trageri din mașini de luptă și din armament greu de infanterie. Practic, efectuind tragerile din compartimentul de luptă, studentul să poată să comande și să mânuiască armamentul care este în dotare, în plutoanele din Armata Națională. Deci, efectuăm tragerea din mașina de luptă BMD-1, care este dotată cu tunul Grom 2A28, calibru 73 de mm și mitraliera 762 PKT, jumilată cu tunul Grom și din aruncătorul de grenade AG-9, calibru tot 73 de mm, asupra țintilor blindate care le vedeți pe dâmbul din depărtare, la distanță, care sunt plasate la o distanță de 900-950 de metri. Chiar dacă timp de 3 ani tinerii s-au acomodat cu zgomotul poligonului, totuși fiecare moment rămâne a fi deosebit. Emoțiile sunt la un nivel foarte înalt, adrenalina prevalează, suntem la prima tragere de genul acesta, însă mai dorim. Domnișoara? Cred că tot acum adrenalina la maxim, emoții, în orice caz e super. Deci noi am avut misiunea ca să lovim sub turel, adică inamicul tancului în față și noi trebuia să lovim inamicul. Și deci, după misiune, noi am lovit. Să fie în echipă asta înseamnă să ai încredere unul în altul.
Adică unul dă comandă, altul trage și unul fără de altul e imposibil de executat focul. În conformitate cu planul pregătirii de luptă, studenții Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru Cel Bun sunt implicați la ședințele practice de executare a tragerilor de luptă de 2 ori pe an, toamna și primăvara. Orice inamic este vulnerabil și poate fi înfrânt. De această părere sunt cei 7 ofițeri din cadrul Regimentului de Rachete Antiaeriene și Brigăzii 3 Infanterie Motorizată care trec cursul privind inițierea în apărarea antiaeriană. Tehnicile de a înfrânge inamicul aerian, aprecierea corectă a datelor de cercetare ale acestuia și perfecționarea militarelor în domeniul respectiv sunt scopurile de bază ale cursului. Constituit din 2 module, teoretic și practic, participanții apreciază ședințele de lucru care s-au desfășurat în decurs de 2 săptămâni. Colonelul în rezervă Igor Zavascki, lector nivelul 1 din cadrul Academiei Militare, Catedra Arta Militară, ne oferă mai multe detalii despre componența și importanța cursului pentru militarii armate naționale. Avem și prelegeri, seminarii, în cadrul cărora sunt dezbateri despre tehnica de apărare antiaeriană, dar și lecții practice, mai mult destinate pentru calcule tactice ofițerilor la momentul planificării acțiunilor militare. După desfășurarea cursului, acești ofițeri vor fi în stare de analiza inamicului aerian și planificarea mai corectă a acțiunilor subunităților antiaeriene. Direcțiile de studiu abordate sunt structurate atât pe cunoașterea modului de întrebuințare în lupte a complexelor de rachete și artilerie antiaeriană, cât și impactul lor în cazul întrebuințării incorrecte. Studentul locotenent Igor Snegur, Brigada 3 Infanterie Motorizată, ne-a confirmat necesitatea studierii apărării antiaeriene. Particip la acest curs pentru a mă perfecționa, pentru a lua cunoștințe noi și le aplica în activitatea dată. La momentul de față îndeplinesc funcția de comandant termar baterie apărare antiaeriană și era necesar pentru a mă perfecționa, pentru a putea mai departe ca să desfășor aceleași ședințe la nivel mai înalt, aceeași pregătirea efectivului, precum și a militarilor prin contract. Cursul se desfășoară al 2-lea an la Academia Militară Alexandru Cel Bun cu durata de 2 săptămâni. La finele acestuia, militarii sunt certificați. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Medaliile reprezintă răsplata pentru munca meritorie, de dimensiuni mici, însă cu o greutate semnificativă. O colecție de medalii reprezentative ale Armatei Naționale au fost expuse în cadrul expoziției Identitățile Heraldice ale Republicii Moldova, desfășurată în cadrul Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Expoziția a fost organizată cu ocazia aniversării a 25-a de la adoptarea drapelului de stat și a stemei de stat ale Republicii Moldova, precum și cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la instituirea Comisiei Naționale de Heraldică. Multe dintre exponatele prezentate publicului au fost constituite conform normelor și condițiilor elaborate de către Comisia Națională de Heraldică, instituită în anul 1995, care promovează politica de stat unitară în domeniul simbolurilor publice în țara noastră. Astfel, multe dintre distincțiile militare au fost trecute la un model nou. Pe lângă inițierea despre creația heraldică, vizitatorii au posibilitatea de a face cunoștință cu autorii și pictorii care au lucrat la crearea acestor exponate. Unul dintre autorii consacrați este și fostul ofițer al Armatei Naționale, Vladimir Mischievka, care ne vorbește despre trecerea de la distincțiile vechi la cele noi în conformitate cu standardele Comisiei Naționale de Heraldică. Cât privește decorațiile departamentale, din care fac parte și cele ale armatei, ale Ministerului Apărării, de asemenea, Ministerul a avut elaborate în anii 90, un șir de decorații, gen jubileare, la 10 ani, la 15 ani a Armatei Naționale, care nu se încadrau pur și simplu în noul concept elaborat de Comisia Națională de Heraldică, concept unitar, dezvoltarea falieristicii naționale, pe baza tradiției istorice și, desigur, că luând în considerație și normele heraldice europene. Toate sunt de un standard elaborat bine, definit. Cromatica lor este vorbitoare de multe ori în barete. Utilizăm culoarea roșie, care foarte des, care este culoarea
culoarea proprie, culoarea corporativă a Armatei Naționale și aceste decorații cred că și-au găsit respectul și în prezent deja în rândurile forțelor armate. Majoritatea sunt noi, în primul rând toate categoria de cruci, cruce pentru merit care sunt prezente aici, de trei clase și de asemenea sunt decorații noi, cum ar fi pentru cooperarea armată, pentru bărbăție și vitejie, ultima decorație propriu-zisă la care am participat și este adoptată și de-abia anul trecut și deja anul acesta sunt decorați un șir de ofițeri și cadre militari. Dacă voi fi chemat la datorii, voi răspunde cu plăcere comenzii și voi colabora și în continuare cu Armata Națională. Un alt heraldist care a muncit la obiectele de preț ale Armatei Naționale este Silviu Tabac, vicepreședinte al Comisiei Naționale de Heraldică. Acesta ne relatează despre colaborarea Comisiei cu Armata Națională în privința constituirii noilor distincții, însă și despre criteriile care stau la baza plămădirii unui simbol. Colaborarea cu Armata Națională a fost una de durată, pentru că procesul nu a fost ușor, pentru că Armata Națională este una din instituțiile care are nevoie pe cel mai mult de distincții în comparație cu altele. Ca și în toate cazurile, distincția trebuie să aibă o parte a tradiției faleristice, adică să corespundă atât canoanelor generale de falerist, cât și tradiții naționale. Partea a doua ține de simbolica proprie a acestei instituții, militari în cazul de față, care servește ca bază pentru elaborarea însemnelor în sine. Deci este o normă pentru Republica Moldova. În continuare, însă, totul depinde de inspirație ca la poet sau compozitor, pentru că oricare idee poate fi exprimată în mii de feluri. Depinde de mintea fiecărui creator să o găsească pe cea unică și cea mai potrivită cu distincția respectivă și instituția respectivă. Cei care au participat la deschiderea expoziției au rămas impresionați de palmaresul simbolurilor naționale destinate persoanelor care ne reprezintă țara cu demnitate și credință. Printre vizitatori s-a numărat și actorul Sandu Areston Cupcea, care a apreciat importanța organizării unui asemenea eveniment de amploare. În primul rând, pentru cei neinițiați, este o deschidere, o descoperire. Pentru noi, cât de cât mai inițiați, este o sărbătoare, pentru că prima dată se văd toate într-o singură expoziție, ceea ce e foarte interesant. Vedem lucruri aici inedite pe care nu le vezi în fiecare zi. Eu, pur și simplu, cred că ar trebui aici să vină navală, să dea navală lumea capitale și nu numai capitalea Basarabiei, să vadă toată bogăția asta de heraldică. Păcat că este numită o sărbătoare istorică. Este o sărbătoare a noastră, a românilor din Basarabia, pentru că aici vedem vestigii chiar din trecutul depărtat și pentru noi este o mare descoperire. Expoziția are scopul de a trezi interesul vizitatorilor asupra simbolurilor publice din țara noastră. Aceasta va fi deschisă publicului larg până la data de 31 decembrie 2015. Cu pași mici facem fapte mari. Datorită oamenilor de bună credință, dorința lui Dorin de a se deplasa pe propriile picioare prinde viață. Povestea tristă a feciorului ofițerului moldovean Vitalie Botezat, care suferă paralizie cerebrală infantilă, a sensibilizat și poporul român. În acest sens, familia a primit o donație de $16,000 din partea bucureștenilor, inclusiv militari. Campania a fost organizată de către Platforma Unionistă Acțiunea 2012 prin intermediul asociației Tighina, în frunte cu președintele acesteia, Alex Paluța. Vă spun simplu pentru un mesaj că unire face putere. Unire din toate punctele de vedere. Dacă nu am fi fost uniți în București, nu am fi reușit să strângem suma de $16,000 care era necesară pentru tratamentul lui Dorin. Foarte mulți spun că au probleme, eu întreb simplu. Câți pași ai făcut azi fără niciun sprijin? Stau unii și uite așa, cum adică fără niciun sprijin? Simplu. Ai numărat pași azi? Nu. Dacă n-ai numărat pași, înseamnă că ești bine. Zic, sunt foarte mulți oameni care vor să facă un pas fără sprijinul cuiva și nu pot. Nu pot din diverse motive, mai ales motivele de sănătate. În luna iulie curent, părinții au primit acordul de a fi operat din partea medicilor de la o clinică privată din Turcia. Însă pentru aceasta este necesară suma de circa $23,000, suma pe care familia Botezat încă nu a reușit să o adune integral. Părinții lui Dorin au fost plăcut surprinși de ajutorul primit. Ne bucură faptul că totuși apelul nostru a fost auzit de oameni care nu sunt indiferenți la așa probleme și sperăm și cu siguranță știm că toți acești bani care au fost donați vor fi folosiți cu utilitate și deci în scurt timp sperăm că îl vom vedea pe picioare pe băiețelul nostru. Vă mulțumim frumos, în sănătate din suflet.
Militarii Armatei Naționale au contribuit anterior cu donații financiare, însă campania nu s-a încheiat. Cu această ocazie, cei care își doresc cu adevărat să ajute acest copilaș, mai multe detalii le puteți găsi pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării. Împreună putem contribui la fericirea unei familii. Donează sânge, salvează o viață. Militarii Armatei Naționale s-au mobilizat și timp de 3 zile au donat sânge pentru victimele tragediei din Clubul Colectiv de la București. În cadrul campaniei lansate de către Ministerul Apărării în comun cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, printre primii voluntari au fost studenții din Academia Militară Alexandru cel Bun, alături de comandantul rector, colonelul Iurie Bruma. La fel, peste 100 de militari din alte unități ale capitalei s-au adunat la punctul de colectare de la Instituția de Învățământ Superior Militar, inclusiv și în Brigada Infanteriei Motorizată Ștefan cel Mare. Un exemplu pentru studenții Academiei a fost comandantul rector al instituției, colonelul Iurie Bruma. Tot colectivul Academiei Militare, practic, auzând din noutățile triste care s-au întâmplat în țara vecină, de obicei armata este solitară cu așa, mai bine să nu fie așa tragedie, însă, în special pentru poporul român care ne-a demonstrat nouă dată că sunt destul de prietenoși cu noi, inclusiv la, și la inundații și la alte evenimente mai puțin plăcute care au avut loc în țara noastră, au fost receptivi. De aceea noi, ca un răspuns, inclusiv și Academia Militară a Forțelor Armate, am procedat în mod dat și am hotărât să ajutăm cu aceasta poporul român. Dacă le permite sănătatea, de ce nu? Este un act de caritate. Acestea sunt cele mai multe răspunsuri ale donatorilor. Ce te determină pe tine să vii să dăruiești? Dorința de a ajuta persoane, de voiaș. Este o faptă bună și dacă este posibilitate de dat un ajutor cuiva, de ce nu? Ați mai participat? Da, am participat fiind student, tot la Academia Militară. Era un act de binefacere și am hotărât să particip și atunci și acum. Într-adevăr, oamenii au nevoie de ajutor. Eu vreau să ajut la oameni. Poate să-ți dau o șansă cuiva. Asta este procedură foarte pozitivă și eu cred că fiecare trebuie să vii și să ajute la oameni. De unde știm noi ce se întâmplă cu noi și o să ajute și pe mine și neva și eu vreau să ajut. De asemenea, angajații Ministerului Apărării împreună cu circa 250 de militari din Corpul de Comandă al Armatei Naționale și din Tabăra Militară 142 au donat sânge în incinta Centrului Consultativ Diagnostic. Printre donatori a fost și Ministrul Apărării, Anatol Șalaru. Tragedia care s-a întâmplat în București, fiindcă și ei sunt puși permanent riscului și știu ce înseamnă să ai nevoie de sângele unui donator, sângele care îți poate salva viața în anumite momente. Și de aceea întotdeauna militarii sunt primii care acordă ajutorul. Sunt primii care se sacrifică, care se jertfesc, primii și cei mai conștienți de asta. Și eu trebuie să dau un exemplu la militari și împreună cu ei am venit astăzi să donăm sânge. Campania de susținere și ajutorare a victimelor de la București a sensibilizat atât militarii din Brigada 1 din municipiul Băți, cât și pe cei din Brigada Dacia Cahul. Peste 200 de ofițeri și subofițeri au mers la punctul medical din unitate, unde li s-a recoltat sânge. De asemenea, sensibilizați de situația tragică din România, preoții militari împreună cu alți militari din Batalionul de Gardă au oficiat un parastaz de pomenire pentru victimele de la Clubul Colectiv din București și o slujbă pentru sănătatea persoanelor care luptă între viață și moarte. O lumânare pentru cei trecuți spre cele veșnice a aprins și viceministrul apărării Gheorghe Galbură. În calitate de părinte, oficialul și-a exprimat regretele. Rugăm pentru o dină a Domnului Dumnezeu, cei decedați în Clubul Colectiv, și pentru că se iertă lor toate greșeala, ce nevoie și cea fără nevoie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie! Miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să ajute sufletelor, unde trepții să odihnesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie! Miluiește! Ca părinte, ca tată, că m-am aflat ce s-a întâmplat în clubul din noapte din București, deodată m-am gândit la fetele mele, la părinții care
au primit vestea cea proastă, îndurerată. De 20 ceva de ani, neamul nostru românesc n-a avut așa pierdere. A fost menționat de președintele României, Klaus Iohannis, a fost menționat domnul părinte, deci noi tot neamul ne-am unit. Eu mă refer la Armata Națională, care ceasul cel mai greu am dat dovadă de patriotism, de tărie. Ne-am adunat și am făcut gestul cel care trebuie să-l facă orice cetățean pentru cei care au suferit. Eu vă mulțumesc încă o dată, stimați militari, și să nu dea Dumnezeu niciodată să nu se întâmple nimic ce s-a întâmplat. Dumnezeu să ierte. Pe lângă faptul că au donat sânge, militarii au contribuit și spiritual, asistând la rugăciunea de comemorare a victimilor. Mă numesc Daniel Pavlian, soldat din companie gardionare. Este o durere ce ne-a întâmplat cu clubul de noapte în România. Însă ne-au donat aici ca să ne rugăm pentru sufletele lor, pentru cei decedați, pentru, în primul și în primul rând, pentru cei care au rămas în viață, care se luptă cu între viață și moarte, să supraviețuiască. Ai donat și sânge? Ieri am fost donat sânge. Trebuie să fim buni, să ne caz contrar, ei ne-ar fi ajutat și fost noi căzut în așa un accident. Cum ei au nevoie de ajutor și noi suntem datori și ne ajutăm. Țară, vecină, frații noștri. În gardă nu are putunier minciună, Tudor Gheorghe. În situațiile grele de care au căzut ieri, noi suntem de acord să dăm ajutorul în fiecare zi și în fiecare dată când trebuie. Ai donat și sânge? Ieri am donat la centru de transfuzie sânge. Cred că trebuie să fie la 100% toți, că nu dă doamne la nimeni și ceva cum s-a întâmplat acolo. Reamintim, incendiul din Clubul Colectiv din București a avut loc în noaptea de vineri, 30 octombrie 2015, în timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity. Finalul încununează opera. În cazul nostru, emisiunea militară. Alături de voi a fost domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Aveți grijă de voi! La revedere!